Asociația UIN împotriva violenței, abuzului și hărțuirii femeilor din județul Mehedinți este singura asociație non-guvernamentală, non-profit, apolitică și independentă din județul nostru, care luptă pentru combaterea și prevenirea oricărei forme de violență. Această asociație oferă suport psihologic și juridic victimelor violenței, fiind acreditată în calitate de furnizor de servicii sociale, conform certificatului de acreditare eliberat de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Suntem mai mulți avocați, iar absolut toate consultațiile, suportul legal este oferit în mod gratuit. Tot ceea ce este legat de plângerile penale pe care le putem face despre ordine de protecție, sunt cu titlu gratuit, pentru că majoritatea membrilor fondatori sunt avocați în cadrul asociației noastre și din acest motiv tot ceea ce se face, se face pe bază de voluntariat. Din experiența dumneavoastră și a colegilor dumneavoastră, au crescut aceste cazuri de violență domestică în ultima perioadă? Au crescut mult, dar nu numai cazurile de violență domestică în ceea ce referitoare la femei. Au crescut și cazurile de violență în rândul copiilor, pentru că chiar dacă asociația noastră a fost făcută inițial pentru a proteja femeile de violența domestică, pe parcurs am observat că este nevoie de suport și pentru alte genuri de violență, chiar și în rândul copiilor, acel fenomen numit bullying, având în vedere că este răspândit. Deci violența a crescut, atât violența domestică, cât și violența în rândul copiilor. Nu există circumstanțe atenuante pentru violența în relația de cuplu, în familie, la locul de muncă, în diverse spații publice sau în mediul online. Din păcate, fenomenul violenței a luat o amploare deosebită, indiferent de forma în care se manifestă. Și tot mai multe persoane sunt afectate de acest fenomen urât, din păcate. Tocmai de aceea, toți cei care se simt victime a acestui fenomen ar fi cazul să apeleze la specialiștii corespunzători din cadrul asociației, care le vor acorda suport fizic, financiar, psihologic și tot ce au nevoie. De asemenea, ar trebui să apeleze inclusiv la organele abilitate și să nu accepte sub nicio formă, niciun fel de violență, indiferent din partea cui vine aceasta. Proiectul se desfășoară în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului din Mehedinți, dar și cu Consiliul Județean Mehedinți. Locul unde se pot duce femeile, dar și copiii agresați, este alcătuit dintr-un apartament cu 6 locuri format din 3 dormitoare, living, bucătărie, 2 băi, 2 terase și 2 holuri. Pentru a marca această zi, Asociația UIN, împreună cu DGASPC Mehedinți, a organizat acest eveniment pentru a marca Ziua Internațională a Non-Violenței. Ca și scop al acestui eveniment este acela de a informatiza opinia publică cu privire la combaterea și prevenirea violenței domestice și de asemenea violenței în familie și de a transmite mesajul non-violenței, mesajul toleranței și al respectării drepturilor fundamentale ale omului. Foarte multe persoane cred că violența domestică înseamnă doar bătaie. Pot găsi scuze pentru o palmă, pentru că speră că nu se va mai repeta. Pot crede că jignirile, insultele și înjurăturile sunt un lucru normal într-o relație sau pot crede că un partener care îți interzice să ieși cu prieteni, să vorbești cu familia sau să ai un serviciu, o face din dragoste. Toate aceste comportamente sunt de fapt semne ale unei relații abuzive și nesănătoase.